Este momentul să te oprești, Horia. Ce părere aveți voi? Îi cunoașteți pe oamenii ăștia care s-au întors? Bine, bine, nu. Perfect. Un pic. Abia aștept okay. Să mă descoperiți. Deci e clar că Mango a vorbit un pic neacoperit. Acum voi, fetelor, stop. Voi, fetelor, le puteți pune întrebări. Alo, alo, ne urmărim? Voi le puteți pune întrebări. Două întrebări per candidat, 8 cuvinte răspuns. Să facem. Ați mai lucrat cu duo? Ați mai lucrat cu două? Nu! Băi, stai. Domnul Breciu, răspunsul este nu. N-ați mai lucrat cu un duo. Nu, cu două a fost întrebarea. Cu două. Cu duo. Eu cu două, în asentimentul domnului Smiley, nu pot să lucrez pentru că sunt căsătorit. Asta viața. Bun, ok. Nu okay. Suntem geloase. Bravo, perfect. Gelozie. Vive la France. Asta-i social democrația. Unitate, fraternitate. Dar mă că pe mine nu mă întreba nimic. Așa. Smiley, vă place muzica? E bună întrebarea ta. N-am terminat întrebarea. Așa. Termin întrebarea. Cântați la un instrument? Cânt, da. La ce instrument? La chitară, da. La chitară. Da. Câteodată și la bas. Câteodată. Eu când la mai multe instrumente. Nu, dar eram curioasă din cauza de picioare. Dacă... Nu, hai să vă explic. Lasă că îi spun eu, Smiley. La Vocea României noi ne întoarcem pentru voci, pentru că nu vă vedem. Dar, pentru că sunt un bărbat heterosexual, n-am cum să nu observ picioarele superbe pe care le aveți. N-am cum. Și sunt un om cât se poate de sincer. Sunt un om cât se poate de sincer. Un artist cât se poate de sincer. Și eu am lucrat și cu două, și cu trei, și cu patru. Auzi la el. Adică... Nesătulule! Și încă deci lucrez. Asta e ideea. Smiley este un tip special. Eu îl iubesc foarte mult pe Smiley. Le are pe toate. În afară de voi două care veniți la mine. Nu! Vreți... Eu v-am spus de la început, nu merge una la unul, una la altul. Da, trebuie să... Amândouă la mine. Trebuie să decideți. Hai. 10. Depinde ce vă doriți voi. 9. Ce vă doriți? Ce vreți voi? 8. Ce vreți voi? 7. Având în vedere faptul că sunt prima elevă în chitară aici în România, la George Enescu, aș avea tendința să merg pe aici, dar sora mea avea pe acolo. Oh, de fapt problema este la ele. Da, sora ta are gusturi bune. Bravo, sora ta. Sora ta, sorela, vieni și, ma belle, vieni. Eu zic să vă retrageți un pic. Dar ce mișto e că se sfătuiesc, ia. Da, lasă-le. Zic să vă retrageți, să vă sfătuiți, serios. Ți-e curios? Nu regretați, alegeți-mă pe mine. Gata, Smiley, nu. Smiley a fost prima persoană care s-a întors. Nu contează asta. Nu contează, știu, dar a fost... Acum a schimbat ea. Mergem cu domnul Braciu. Braciu. Cu domnul Braciu. Mergem la Branci. Braciu, mă. Braciule! Mi se spune baci, fetelor! Braciu, pardon! Brânciu! Domnul Brânciu! Braciu sau Brânciu? Fetelor, unde mergem? La mine? Chez moi? Chez moi la maison? Nu înțeleg! Chez moi la maison? Domnul Braciu! Vă atrag atenția că asta nu mi s-a întâmplat în visele mele cele mai frumoase. Să mă reîntorc la Vocea României și două fete să-mi cadă în plasă. Asta așa ceva nu s-a întâmplat, Joana. Braciu! Din partea mea, felicitări! Bravo! Felicitări! Mi-ar fi plăcut să am ocazia să lucrez cu un duet la Vocea României. Îmi pare foarte rău că fetele nu mi-au dat ocazia. Spuneți-mi, cum să fac? Cu două nu mă descurc. Dar cum stăteau el amândouă acolo, unde mergem? Mergem la Smiley? Nu. Mergem la Braciu.